Scandal la Organizația Națiunilor Unite, ambasadorul rus a părăsit ședința Consiliului după ce președintele Consiliului European a acuzat Rusia că provoacă intenționat criza alimentară globală. Acesta i-a cerut oficialului rus să iasă din sală dacă nu vrea să audă adevărul. Acesta i-a urmat sfatul și a plecat. You may leave the room. Maybe it's easier not to listen to the truth, the ambassador. Președintele Consiliului European s-a adresat direct ambasadorului rus la ONU, Vasile Nebezia. În discursul său, Charles Michel a declarat că a văzut milioane de tone de cereale blocate în portul Odessa și care nu pot fi exportate din cauza navelor rusești aflate în largul Mării Negre. Un alt oficial european a declarat că atacurile forțelor ruse asupra infrastructurii de transport și a instalațiilor de depozitare a cerealelor împiedică Ucraina să planteze și să recolteze, creând astfel o criză alimentară globală. The Kremlin is using food supplies as a stealth missile against developing countries. The dramatic consequences of Russia's war are spilling over across the globe, and this is driving up food prices, pushing people into poverty and destabilizing entire regions. And Russia is solely responsible for this food crisis, Russia alone. Ambasadorul rus la ONU i-a urmat sfatul înaltului oficial european și a plecat din sală, cedând locul unui alt reprezentant al Moscovei. Ulterior, Vasile Nebezia a declarat pentru Reuters că nu a putut să rămână, susținând că a recurs la acest gest din cauza minciunilor pe care Charles Michel a venit să le distribuie. Iar ambasadorul adjunct al Rusiei la ONU, Vladimir Polianski, a declarat mai târziu pe canalul său de Telegram că comentariile lui Charles Michel au fost atât de nepoliticoase, încât asta l-a determinat pe ambasadorul rus să părăsească Camera Consiliului de Securitate. Pe lângă acuzațiile cu privire la criza alimentară globală, Charles Michel a comentat și violența sexuală folosită ca armă de război de soldații ruși și a spus că toate crimele de război trebuie expuse și judecate. SUA și Europa au cerut Rusiei să oprească violențele sexuale presupuse a fi comise de armata sa și de către susținătorii săi în Ucraina. Apreciezi munca noastră? Susține-ne cu o donație. Scanează QR code.